Vă salut, oameni frumoși, ne aflăm în Iași, un oraș surprinzător de frumos. Au venit studenții și eu vreau să văd cum arată viața de noapte. Nu chiar viața de noapte, viața de seară. Baruri, cluburi, cafenele, oameni care se plimbă pe stradă, habar n-am. Așa că haideți cu mine. O primă impresie e că orașul e viu, după cum puteți vedea, toate terasele sunt pline. Așa arată o masă de studenți, aici avem 20 de oameni. Sunt cel puțin doi care au băut unul pe celălalt, dar stau la aceeași masă pentru că e vorba de comunitate. Exact. Tu pe cine ai boală de la masa asta? Pe cine am boală? Da. Pe tine, acum ești la masa noastră. Mă bucur că am ajuns și la masa noastră. Eu vă zic, n-am ațat prieteni nici pe Facebook când sunteți voi la masa asta. Și mă bucur că sunteți împreună. E foarte greu când faceți nota. Când cere nota, cine? Cum se face nota aici? Plătește Aronian. Tu ești șefa? Ești bogată? Nu. Nu, ei mint, nu știu. Nu știu despre ce vorbesc, nu recunosc. Ia tău Palatul la Culturii din centru? Stai să mă gândesc, îmi caut că e la palat. Am înțeles. Da. Sau tu chiar faci cinste ziua ta? Nu e ziua mea, suntem la un eveniment și da, fac o cinste. Ăsta e eveniment? Ce tare! Și la eveniment? Și gen eveniment pe Facebook, cu attending, cu din alea sau cum? Nu, e așa mai privat. Am înțeles. Nu e chiar așa privat din moment ce am ajuns și noi aici, deci puteți veni și voi, haideți că e locul. Ați venit neinvitați, da? Nu e nicio problemă. Așa numai așa ne place, știi? Dacă ne invită, ce anume are? Numai că nu suntem neinvitați, așa apărăm, știi? Uite, asta înseamnă cultură, ceai, da? Mult ceai pe aici, mai câte un frappuccino din alea, așa. Mi-e mai mare dragul când vă văd împreună, zâmbitori, să rămâneți tineri și frumoși, nu ca mine. Mulțumesc, v-am pupat! Au ceva interesant fetele astea din Moldova, știi? Da, am auzit. Nu pot să zic ce. Da, știu. Care e fata? Nu, tu știi ce au? Nu știu. Acel, cum se zice pe engleză, je ne sais quoi, da. Știi, eu spun o chestie. Frumusețea e un blestem. Da, așa, asta e adevărat. Frumusețea e un blestem. Da. Dacă ești frumoasă, cumva, nu mai ai ce să faci. Că vrei, nu vrei, bărbații se uită la tine, n-ai cum să le scoți ochii. Poți să-mi scoți ochii, că mă la tine n-am. Nu, asta e. Dumnezeu dă cu o mână, ia cu alta. Dă cu frumusețea, na, tu, acolo, Andreea, și zia din intimitate, că nu ești frumos, mă să-i după tine. Așa-i. Avem și mașini scumpe aici, Aniaș, hai să încercăm să vorbim cu el. Hai că mă vei pe cealaltă parte. Am văzut că ai mașină tare, dacă vrei să vorbești cu noi. Salut. Putem bloca că e un Renault în spate, el are Porsche. Cum e să ai mașină șmecheră, Aniaș? Da, nu e șmecheră, e una de rând. Pentru ea și e una de rând. Un Porsche, o mașină de rând, Aniaș? Da. Păi mă mut și eu atunci aici. Hai, ești bine primit. Da? Bă, nu, ce să zic, și fetele se uită pe mașină? Am soție, se mai uită, poate. Am înțeles. Lasă soția să umbli cu Porsche. Eu nu ți-aș lăsa sincer, că Porsche atrage privire. Are mașină mai tare decât mine. Da, normal, la băieți e importantă mașina. Dar ce să zic, mult succes, că de la mijenă că s-a ținut după tine. Tot respectul, v-am pupat. Niciun claxon n-am văzut, au fost două mașini care au fost blocate din cauza staționării, dar totul chill, calm, sigur are ceva de povestit. Multă sănătate. Uite, cu ce mai bun pick-up pe care poți să faci cu un pick-up. Eu ieși la agățat aici. Hai să ne urcăm în spate. Ce mai tare lucru, mai tare decât o decapotabilă, e să stai în spate aici în remorcă. Că dacă vezi pe una o fată drăguță, zic, nu vii cu noi. Hai să vedem dacă cum e. Ceau! Așa că e tare mașina. Aha, mă simt ca un rege aici. I love Iași! Chiar dacă cu Cristi mă simt ca la o întâlnire romantică, plăcută aici. Orașul este Iași este un oraș romantic. Ia ce tare ar fi să ia poliția în orașul culturii. Ia ce tare ar fi. Uite, un cuplu. Vă salut! Ceau! Sunteți frumoși amândoi! Ceau, băieții! Oleu! O lecuță aveți? Da. Cum sunteți? Bine, foarte bine. Da, sunteți din Iași? Da. Iași-Iași sau Iași-Vaslui? Nu, Iași-Iași. Ce părere ai să zice că există acea combinație letală bărbat ardelean, femeie din Moldova? Cred că ardeleanul iese bătut. Da? Deci cum ți pare? Periculos pentru el. Cum te numești? Selena. Wow, Selena sau da. Te cheamă Mărioara și îți zici Selena? Nu, poți să-ți arăt buletinul. Da? Și poți să arată-mi, te rog. Maria Selena. Da, eu ți-o spun Maria. Nu, no, bine, hai că zic Selena. Vezi? De la un nume și ai și pierdut pe fată. Spuneți cum vor ele numai să fie împăcate. Vreau să vă spun cu această ocazie că pentru mine este un nou început, pentru că este primul video cu geaca asta nouă, care probabil va fi rați, practic, energia tânără din Iași, chiar în centrul orașului. Am greșit? Sunteți în vârstă? Ești bătrână? Nu.
Cât ai? 20, fac acum în octombrie. Oho, tu trecut tinerețe, hai să vorbim cu oameni mai tineri. Tu ce vârstă ai? 21. Așa, altă viață, la bărbați e altă chestie. În primul rând vreau să vă spun că e un bărbat cu două fete. No, și... am un prieten. Ai prietenă? Și nu e una dintre ele? Nu. No. Man! Te pup, Andreea. Înainte mai erau încă două, să știți, Andreea. Tu cum te numești? Carolina. Carolina? E nume foarte exotic. Planul e să, pe termen lung, să rămâi în Iași sau gen merg mai departe, merg la... Parte. Am venit în facultate. Așa că o etapă intermediară, nu? Da, exact. Puneți că mergi la București, găsești un băiat bogat sau un parlamentar, un politician. Am găsit deja. Da, orice e posibil. Da, da. Și acum, practic, ați început cursurile ca lumea? Live? Am început, nu, am online am început. Da. Ai apartament? Da. Deși nu stai aici? În chirie. Clar. Deci are un apartament în chirie, de-aia nu stai aici, pentru când vine, știi? O să mergem să căutăm și cazuri sociale. În cazul de față avem doar 3 oameni fericiți, un bărbat tânăr, o fată care o să meargă să căsătorească cu un parlamentar și o fată cu apartament care ține așa la mișto. Geaca 2021-2022. După cum știți, eu sunt om fidel, loial, am o geacă pe an, deci asta, eu mă duc cu asta înainte. A, păi vine frigul, minus 20 de grade, eu o să fiu cu asta, așa că... Sper că să vă simțiți bine că o vedeți în prima audiție. Care-i vibe-ul? E un vibe corect de a te comporta prin Iași? Trebuie să te plimbi mai romantic? Știu că moldovenii în general sunt mai romantici. Da, este adevărat. Da. Este. De exemplu, mă plimb și să zic poezii la fete sau gen Humulește Minescu, ceva. Nu știu, depinde de tine, depinde de vreau să fete. Vreau să mă încadrez în peisaj, vreau să fiu de-al vostru, măcar pentru o seară. Cum se plimbă băieții prin Iași? Explică-mi. Îți gen... De exemplu, așa-i bine? Am găsit niște studente de anul întâi care acum au venit și practic e prea în voastră impresie cu Iașul ca studente. Probabil ați fost și înainte, nu? Da. Cum vi se pare? Minunat. Frumos, doar că facem online. Da, deci... Dar e frumos. Și chiar dacă faceți online, am zis că e bine să gustați un pic din orașul ăsta, nu? Da, corect. Noi îl ducem la petrecere. Da? Da. Ce petrecere? Studenților. Studenților de la anumită facultate sau gen, dacă ești studenti de la facultate de drept, da. O să vorbesc cu Șustă pentru că în spate sunt oameni care joacă șah. Șah egal cultură. Suntem în Iași. Și nou confirmă că, într-adevăr, bă, frate, e cultură în Iași. Și pare că sună ironic, chiar nu sunt ironic. Uitați-vă în spate o cafenea în care lumea joacă șah la mai multe mese. Nu e că mă duc eu să mă bag în seamă, că eu nu mi-e jenă, că am zis ce cocalarul ăsta se bagă în seamă. Deci astăzi nu mai privim pe ăștia. Poate să-mi tare îmi fac curaj să mă duc la ei. Salut, băieți, mă scuzați că vă deranjez. Jucați liniștiți. Eu țin cu albele. Eu tot timpul cu albele, pun la capăt, eu știu că pot. Uite că deja ai panicat, uite la el cum tremură. Îl facem. Se joacă pe contra aici, a? Se joacă pe contra. Iui. Ai. Eu ei, așa e? Bă, numai bine că așa de stil de YouTube rapid, știi? Că dacă stăteam o oră până jucau așa, e numai bine. Pac, pac. Pac, pac. Pac, pac. Să nu spui când câștigi, că nu-mi dau seama. Câștigat. Bă, felicitări, ai jucat admirabil, plus că a fost presiunea socială, adică așa. O să luăm un interviu cu câștigătorul. Albele, negrele, 1-0. A fost un meci greu. Așa. Cu domnul, noi jucăm de mici, suntem prieteni. Deci a fost un meci al orgolilor până la urmă, da, nu? Da. În care am câștigat, bineînțeles. Ai jucat destul de defensiv, dar și inofensiv. Inofensiv mai mult. A câștigat! El a câștigat. Da, ăsta zi eu, dar el a câștigat. Eu sunt bravo, el a câștigat. Ok, în fine. Sunteți studenți toți, nu? Studenți, da. Și care stă în cămin, care stă în chirie? Toți stăm în cămin. Eu stau în chirie. Și cât plătești chirie în Iași? 250 de euro în apartament cu două camere. Ok. Sunt multe fete în cămin? O fi, dar eu stau într-un cămin mai privat și sunt mai puțini. Okay, deci există cămin, există cămin privat, există și o stratificare socială. Sunt mai multe fete, ci drept peste tot sunt mai multe fete. Mm-hmm. Putem veni acolo? Dacă zâmbiți frumos, cred că vă primesc. Vreau să vă zic că noi, în mod normal, trebuia să dormim în Roma în seara asta, dar am venit la Iași, am stat 2 ore, păi am mai stat încă o oră, s-a făcut târziu și am zis, bă, rămânem aici, că e prea tare orașul. Așa că suntem în mall, cumpărăm o pijama, o pasă dinți, o periuță și na, ne bucurăm o seară întreagă, o noapte întreagă de Iași. Deci iată că am ajuns la un party în seara asta, e un party de la drept, nu? Da, e party de la drept. E primul party în care voi vă cunoașteți acum între voi și socializați? Boboci mai mult. Noi ne cunoaștem deja. Tu ești mai matură, nu? Da.
Ce an ești? Anul 3. Și cum e să te uiți așa la acești oameni la început de drum? Ce sfat le-ai da? Fascinant. Le-aș da un ce sfat le-aș da? Să urmezi ceea ce le place să fac. Fetele la drept se îmbracă mai special, adică gen, e o datorie, la drept, trebuie să mă îmbrac elegant, fashion sau cumva? Sau e o presiune socială acolo la facultate? Nu neapărat, eu am observat la băieți mai mult cămăși și costum și chestii de astea, fetele nu. Eu am mers la facultate îmbrăcat oricum, adică și acum mai ales la petreceri, nu. La examenii, da, e bine să iei o cămășuță sau așa ca să faci impresii bune. Deci elegant cu profesorul, nu cu colegii, nu? Am înțeles. Bun, eu am făcut dreptul, să știi, numai mă laud. Ah, bravo, felicitări. Și uite cum arăt. Nu e la mine, nu. Da. E când se prinde de tine, e când nu se prinde, ține de om. Da, normal, normal, trebuie să fii făcut pentru asta. De mie nu s-o prins. Mai poate să mai întâmplă. Asta este, mulțumesc mult. Cum e relația ta cu fetele? E bine la drept, sunt fete drăguțe? Depinde de fiecare. Păi gen tu care ești organizator. Ai multe fete în subordine, probabil. Multe fete subordine, însă fiecare fată este liber să aleagă ce vrea. Am înțeles, dar tu ești gen o partidă bună în termenii de Iași. Asta să spună subordonatele mele. Da. Subordonatele să comenteze aici pe clip, să spună cât de tare e. Cum te cheamă, Iulian? Iulian. Iulian. Până la urmă, așa cum am spus, o să rămânem peste noapte la Iași. Ne-am luat o cameră de hotel și n-am cum să nu vă arăt view cu clădirea mea preferată, oficial din România și din Europa, Palatul Culturii. Vă mulțumesc mult că m-ați urmărit. Eu mă pun direct la culcare. Dacă nu mai apare ceva, da, în fine, ăsta e patul. Dați frumos un like, un subscribe dacă n-ați făcut-o și spuneți-mi ce vă place cel mai mult oratul. Hai că zic și așa, orașul Iași. V-am pupat!